Planeta Verde. Emisiune realizată de Cosmin Rușcior și oferită de APA Nova. Tu faci Bucureștiul, nu uita! Bună ziua, bun găsit, eu sunt Cosmin Rușcior, mulțumesc că ne ascultați, este ora 13:30. Gazele de șist, pericol real sau isterie nejustificată? Este întrebarea de bază care stă, pe care o să ne-o punem în această emisiune. Compania americană Chevron vrea să înceapă explorarea perimetrului de gaze de șist de la Bârladă în a doua jumătate a acestui an. Între timp, guvernul român anunță că va reduce sprijinul acordat producătorilor de energie verde. Abordăm deci și acest subiect. Invitat azi la Planeta Verde este președintele Universității Ecologice din București, domnul Mircea Duțu. Bună ziua, mulțumesc pentru prezență. Prin telefon, peste doar câteva minute, va fi consultantul financiar Ionel Blănculescu. Aș începe discuția cu aceste gaze de șist, pentru că s-a vorbit destul de mult în ultima perioadă și v-aș pune această întrebare destul de simplă, cu un răspuns mai complicat, presupun. Sunt sau nu periculoase aceste gaze de șist? Sunt, fără îndoială, dar sunt, poate, dintr-o perspectivă mai largă, necesare, având în vedere deficitul energetic care se va înregistra din perspectiva epuizării combustibililor fosili, o perspectivă care nu este prea îndelungată. De aceea, fiind o problemă care ridică deopotrivă aspecte de ordin ecologic și economic, cred că soluția prezentată de așa zisa dezvoltare durabilă este cea mai potrivită și în această privință. Periculoase, dar necesare, spuneți dumneavoastră. Mai exact, vorbim de acea metodă de extragere prin de fracturare hidraulică. Ne puteți explica puțin, pe înțelesul tuturor? Asta înseamnă ca pentru a se disloca fie gaze în situația noastră și în Europa, fie petrol, de pildă, în Australia, unei cantități mari, de ordinul milioanelor metri cubi, în funcție de dimensiunile zăcământului, a unei cantități de apă care conține și o serie de substanțe chimice și care presupune o invazie la nivelul pânzei freatice și afectarea unor straturi importante, în primul rând de apă. Mai mult decât atât, pe lângă poluarea produsă în acest mod, la locurile respective se degajă și o cantitate importantă de metan, care ar trebui să fie captată și, în absența unor investiții și a unei capacități tehnologice aferente, contribuie la accentuarea efectului de seră. Dar principalul pericol reprezintă așadar aceste produse chimice toxice care, odată cu apa, sunt răspândite în spânza preatică. Și nu în ultimul rând, explorarea și exploatarea de acest gen prezintă pericolul provocării unor seisme, unor cutremure. Studii serioase realizate de oameni de știință britanici din Statele Unite arată că intensitatea acestora, amploarea lor, poate să meargă până la 3,1 pe scara Richter. Este sarcina specialiștilor în domeniu să vadă dacă, în raport cu situarea exploatărilor respective în fiecare țară, se poate face o legătură între pericolul de producere sau de amplificare a unor cutremure și zona caracteristice zonei respective se impune sau nu să se accepte această tehnologie. Dar și aici sunt ceva controverse. De exemplu, rectorul onorific al Universității de Petrol și Gaze Ploiești, Nicolae Antonescu, spune, apropo de aceste seisme, că, și aici îl citesc, dacă trece un tramvai pe stradă, ne zguduie casa de 100 de ori mai puternic decât undele care se generează la 1000, 2000, 3000 de metri adâncime, unde sunt aceste zăcăminte. Citat închis. De acord, dar eu aș da crezare cercetătorilor britanici și americani care au efectuat studii concrete, pe cazuri concrete, și au acreditat aceste concluzii, fără îndoială că poate un 3 sau 3,1 pe scara Richter, dacă în absența oricărei alte condiții de a amplifica alte cutremure, poate că nu înseamnă mult în alte regiuni. Este bine ca înainte de a da un verdict să se efectueze studii care să arate dacă în România provocarea unor atari
zguduiri, între ghilimele, ale pământului, nu ar amplifica sau contribui la alte fenomene în zona Vrancea. Suntem o țară care ne caracterizăm și prin existența acestui pericol de cutremur și trebuie să-l avem în vedere, din moment ce el este avut în țări care au deja o experiență în materie. De multe ori în România ne pronunțăm tranșant pro sau contra, chiar în absența unor informații minime care să ne permită să facem asemenea alegații. Vorbiți de nevoia unor studii, domnule Mircea Duțu, dar știm cu toții, ca și în chestiunea, nu știu, Roșia Montană sau în alte dosare, organismele modificate genetic, sunt studii pro și studii contra. Acolo intervenea principiul precauției, să spunem că exista incertitudinea științifică în privința efectelor pe care organismele modificate genetic sau poluarea electromagnetică le pot avea asupra sănătății umane. Aici, având în vedere gradul de dezvoltare al cercetărilor științifice în domeniu, suntem mai degrabă în domeniul aplicării principiului prevenirii. Nimeni nu mai contestă faptul că această metodă de fracturare hidraulică produce o poluare masivă a pânzei de apă subterană, că degajă metan, că substanțele poluante respective pot să cauzeze grave prăjeduci ecologice și că posibilitatea de producerea unor cutremure locale este reală. Mircea Duțu, președintele Universității Ecologice din București, 021-318-4040. Puteți intra în direct cu noi la acest număr dacă aveți un punct de vedere sau o întrebare pentru invitatul nostru. Vorbim într-o primă fază despre gazele de șist. Vrem să aflăm dacă există un pericol real sau e o falsă temă, așa cum susțin unii specialiști. În direct cu noi se află acum domnul Ionel Blănculescu, consultant financiar. Bună ziua, mulțumesc pentru prezență. Nu-mi dau seama dacă această prezentare este cea mai inspirată de consultant financiar în acest context. Puteți să mă prezentați ca un simplu economist. Am înțeles. Spuneți-mi, vă rog frumos, domnule Blănculescu, dacă sunteți de acord cu aceste argumente care au fost aduse în ultimii ani de diverși ecologiști, care vorbesc, iată, de riscul poluării apei, de riscul apariției de cutremure în cazul în care se va folosi această tehnologie de extragere prin fracturare hidraulică. Sunteți de acord? Desigur că fracturarea hidraulică reprezintă un proces tehnologic nou, asupra căruia se fac evaluări tehnice, economice, ecologice și de altă natură. Și cred că este prematur să dăm un verdict categoric în ceea ce privește fezabilitatea acestuia. De ce spun acest lucru? Pentru că avem exemple, sigur, nu cred că pot fi comparate situațiile celor două țări, România și Statele Unite ale Americii, și nu pot fi comparate având în vedere o diferențiere destul de mare de structură de sol și alte asemenea din această zonă, să spun, de extracție și exploatare. Însă, acolo procesul se află pe un trend, să spun, de dezvoltare, nu spun un trend foarte crescut, pentru că și acolo sunt reacții și acolo au fost unele situri închise, abandonate, intrate în conservare, însă această exploatare a făcut posibil ca prețul pe 1000 de metri cub de gaz scade aproape de 4 ori decât în Europa, decât în România și bineînțeles că la 100 de dolari 1000 de metri cubi, iată că asistăm acum la un proces de relocare industrială a companiilor din Europa spre Statele Unite ale Americii și acest lucru este îngrijorător pentru că vedem că în România se închide Mecelul, mâine până se vor închide altele și ne întrebăm aceste activități industriale spre ce zone se îndreaptă. Deci, din punct de vedere economic, iată, este un warning sign. Pe de altă parte, trebuie spus foarte clar că și țări din Europa au încearcă, vorbesc de Marea Britanie, care, iată, pe de o parte a avut rezultate, dar pe de altă parte, datorită faptului că într-o perioadă foarte scurtă de timp au înregistrat 50 de cutremure și atunci sigur că acest lucru i-a pus pe gânduri, au închis acea zonă.
Avem Polonia, care de asemenea încearcă să facă pași cât mai rapizi în a ajunge la o decizie. Avem Franța, care, pe de altă parte, interzice. Deci, observați că sunt păreri pro și contra și până când specialiștii nu vor reuși să dea un verdict clar din punct de vedere tehnic și tehnologic, din punct de vedere al analizei riscurilor, pentru că riscuri există, însă ele trebuie analizate, trebuie comensurate și până la urmă trebuie raționalizată decizia, astfel încât să se țină cont și de impact și de riscuri, însă și de beneficii. Deci eu cred că România se află la momentul acesta la un, să spun, stadiu de reflexie. Nu s-a produs nimic rău în România, este foarte important să spunem acest lucru. S-au acordat câteva licențe pentru explorare, ceea ce nu înseamnă exploatare. Probabil că aceste activități de explorare, de cercetare, care vor dura 5-7 ani, vor acorda timpul necesar pentru reflecție tehnică și tehnologică din partea specialiștilor pe care îi avem în România. Vreau să vă informez că Institutul de Petrol și Gaze de la Ploiești și alte entități sunt considerate Harvard în domeniul petrolier și al gazelor naturale în lume. Deci avem forța, să spun, în specialiștii noștri pentru a putea să decidem la un moment dat dacă această fracturare hidraulică este sau nu este benefică pentru România. Cu certitudine, adevărul la momentul acesta este la mijloc, adică nu putem nici să aruncăm cu pietre în guvernanți, dar nici în forțele ecologiste care susțin, unele de bună credință, altele puțin mai de bună credință, mai sponsorizate de unii și de alții de prin Est. Deci putem să spunem acest lucru, că adevărul este la mijloc și că vom încerca în an de zile, până atunci nu se va produce nimic rău, milioanele, zecile de milioane de tone de apă care trebuie deversate împreună cu aditivi chimici nu se vor deversa în această perioadă, vor fi numai și numai cercetări și numai activități de extracție, adică de analiza extracției, de explorare mai bine spus, deci nu putem să discutăm încă că în România se produce un rău. Mai rămâneți puțin cu noi, vă rog, în studio se află domnul Mircea Duțu, președintele Universității Ecologice București, care ar vrea să intervină. Vă rog. Domnule Blanculescu, o întrebare scurtă. Ați aruncat aici o acuză că ar fi forțe ecologiste în România subvenționate sau stimulate din Est. Ce forțe? Că eu nu văd nicio mișcare ecologistă care ia punct de vedere. Și asta e o prostie cu scenarita din Est. Vedem ce se întâmplă în Germania acum, ce dezbatere au din punct de vedere legislativ în privința explorării gazelor de șist și nimeni nu-i acuză că îi plătește Putin. Ce forțe aveți vreodată, vreun element concret? Acum aș dori să vă prezint o afirmație de-a domnului dr. Oprescu, primarul general al Capitalei, care spunea în felul următor: diferența între mine și voi este că voi mă vedeți pe mine, iar eu văd în interiorul vostru. Deci cam asta este diferența între mine și dumneavoastră. Dumneavoastră vedeți pe mine, iar eu văd în interiorul fenomenului. Deci nu mă... Păi nu pe obligați... servicii secrete, probabil. Pe deci ce fenomen vedeți? Dacă aveți date, spuneți-le. Deci eu, scenarită românească, probabil care este alimentată mai degrabă de cei care vor să exploateze. Trebuie să avem argumente și probe când aruncăm acuzații. Mie mi-ar plăcea să avem forțe ecologiste care se bat pentru acest subiect și să pună în balanță argumentele pro și contra. Din păcate nu avem. Și dacă le mai facem și agenți străini, atunci le condamnăm la tăcere totală, pentru că de frică nimeni nu o să mai înceapă să aducă argumente împotrivă, pentru că va fi etichetat că reprezintă vocea Estului. Haideți să fim serioși și să vedem că nu e nimeni acolo. Este nevoie să avem și o coloană vertebrală și să încercăm să spunem adevărul. Eu am încercat să mențin un echilibru în această discuție, dar m-a obligat să vă pun o întrebare. Vă rog. Ce au făcut forțele dumneavoastră ecologiste? Nu dumneavoastră, că nu reprezint niciun partid politic. De anul trecut, reprezentați ecologismul, rog, ce au făcut aceste forțe ecologiste de anul trecut, de când, să spunem, tehnic s-a închis ideea pe Roșia Montană Gold Corporation? Toate acele fundații, toate acele ONG-uri, care participau în ianuarie anul trecut în piață la proteste, care au protestat
tot timpul. Au mai trecut cumva, oare, pe la acumularea toxică de la Roșia Montană, de la Gold Corporation din zona Brut? Ați mai auzit vreodată vreun protest că acolo este o mizerie, că este o acumulare toxică pentru România? Nu! În momentul în care finanțarea unora dintre ei s-a încheiat pentru că au avut câștig de cauză, totul s-a terminat. Deci nu veniți să-mi spuneți, vă rog, de deontologia morală și profesională a unora dintre fundațiile care se ocupă de așa zisa protecția mediului. Eu nu vă vorbesc și eu îmi exprimam regretul că acuzați ceva ce nu există, pentru că nu am văzut un punct de vedere real al ecologismului. V-ați referit, domnule Blănculescu, v-ați referit cumva la protestele de la Bârlad, unde e greu de crezut că niște oameni se adună pur și simplu într-un număr destul de mare pentru o țară ca România, unde nu prea există o voce a societății civile. La asta v-ați referit? Cred că ați observat că Bârladul a devenit una din cele mai importante zone ale țării în ceea ce privește protestul ecologic. Sigur că domnul profesor nu înțelege ce înseamnă faptul că ne aflăm într-un pur război comercial. În momentul în care țările din Europa de Est vor declanșa această procedură de fracturare hidraulică, de extracție a gazelor de șist, în momentul în care se va debalansa, să spun, comerțul cu gaze, când anumite zone nu vor mai putea să vândă cu 460 de dolari 1000 de metri cubi și vom ajunge poate la prețuri similare cu cele din Statele Unite ale Americii, desigur că cineva are de pierdut și eu nu acuz pe acel din Est care are de pierdut. E un război comercial. Eu vă spun, faceți apel la logică și înțelegeți că această procedură nu este în beneficiu unei părți. Și atunci acea parte sigur că face un lobby și profesionist și poate declarat. Și ambele părți își fac lobby-ul lor. Și ăia. Și ecologiștii rămân la mijloc. Pentru sigur că da. Cei care concurează din punct de vedere economic dezvoltă un război surd, câștigă unii, pierd alții, au compensații pe alte paliere și cei care pierd sunt cei care vor suporta efectele ecologice. Asta este adevărul. Niciunul, nici altul nu-i mai sfânt din punct de vedere economic. Ceea ce interesează dacă noi, ca români, nu avem nevoie de garanții ferme care să ne protejeze patrimoniul acvatic. Apa va reprezenta peste câteva decenii un element mai important decât petrolul. Vedeți ce se întâmplă în Orientul apropiat, unde pânza de apă freatică a scăzut foarte mult. Ca atare să nu fim nici de o parte și de alta, să fim de partea interesului național consacrat de Constituție. A fost o poziție foarte centristă, o poziție echilibrată și rațională, nici de o parte, nici de alta. Cred că așa ați înțeles-o. V-aș mai pune o ultimă întrebare, dacă îmi permiteți, domnule Blănculescu. Bun, război comercial, război economic, ecologic, există argumente de o parte și de alta, dar aș vrea să știu cum priviți dumneavoastră comunicarea făcută de autorități până acum pe această temă. Suntem într-o procedură preliminară. Nici autoritățile încă nu stăpânesc acest domeniu și atunci cu certitudine și pe cale de consecință nu avem cum să discutăm despre o comunicare profesională. Deci să sperăm că perioada care va urma, anii care vor urma, ne vor lumina datorită, să spun, progresului tehnologic. Deocamdată rămânem pe această poziție. Spun eu, o poziție destul de conservatoare, și anume aceea de a ne limita numai la acordarea unor licențe în ceea ce privește explorarea și nu exploatarea și nu extracția. Și timpul acesta trebuie folosit și sigur apreciez în mod deosebit poziția domnului profesor, pe care o împărtășesc din punct de vedere ecologic, și anume să fim cu mult mai activi în a desluși subiectul, în a avea o abordare proprie și în a avea până la urmă o decizie proprie. Că până la urmă va trebui să fie luată o decizie în România, indiferent că de partea cealaltă vor fi nume foarte mari, foarte puternice, cum este Chevronul sau cum vor mai fi și alții. Decizia ne aparține pentru că este vorba de viața noastră. La momentul acesta nu poate fi luată o decizie de exploatare, pentru că, într-adevăr, suntem la începuturi, în pionieratul acestei proceduri. Și atâta timp cât în Marea Britanie se închid și se deschid, în Franța se interzic, în Polonia se analizează, cred că și România trebuie să încadreze acestui spirit și acestui trend de
analiză responsabilă. Nu cred că e nimeni răuvoitor care să acorde peste noapte licențe de exploatare. Nu s-au acordat, nu cred că se vor acorda în următorii 5-7 ani, dar în această perioadă noi trebuie să analizăm fenomenul pentru a lua o decizie responsabilă. E în regulă. Mulțumesc foarte mult pentru prezență. La revedere. A fost în direct cu noi economistul Ionel Blănculescu. Noi continuăm discuția aici în studioul RFI. Suntem la Planeta Verde. Lângă mine se află președintele Universității Ecologice din București, domnul Mircea Dut. Da, apropo de aceste proteste din Bârlad, 7, 8, 9.000 de oameni, vi se par sincere până la urmă? Nu știu, nu le-am cunoscut decât prin intermediul presei. Dacă ar fi cu adevărat sincere și nu știm până la proba contrarie să le etichetăm într-un fel sau altul, ar însemna un simț civic deosebit. Dar eu vreau să vă spun alt lucru. În condițiile în care deja acordăm autorizațiile administrative necesare explorării, de ce nu ne grăbim să facem o legislație specifică în domeniu? În ce sens? De pildă, aceste explorări au avizele sau acordurile de mediu date după legislația obișnuită. Ori în alte țări se practică și în această privință reglementări speciale, având în vedere nevoia unor evaluări cu specialiști și tehnologie specifice. În Germania s-a depus la Parlament, sau trebuia să depună la sfârșitul lunii februarie, de pildă, o lege specială privind explorările gazurilor de șist. Dacă nu ne preocupăm de acum să facem evaluări independente, să elaborăm, să adoptăm o legislație specifică, rămânem în situația în care am fost, de pildă, cu organismele modificate genetic. Știți că în 1998, pe calea administrativă, ministrul agriculturii de atunci a admis invazia României de asemenea produse și am adoptat o legislație după, când, practic, nu mai aveam ce să facem. Trebuia să acceptăm realitățile care există. Ca atare, pe lângă această atenție deosebită a cercetării științifice, a evaluărilor concrete de ordin geologic, ecologic, economic, trebuie să ne preocupe elaborarea unor reglementări specifice în materie. Și chiar dacă, din punct de vedere ecologic, vom trece peste aceste inconveniente, rămâne unul altul de natură economică. Să veghem ca, dacă se va ajunge la exploatarea gazelor de șist, să fie în favoarea României, adică redevențele sau alte elemente care se acordă statului român să fie stabilite nu ca în cazul Roșiei Montane, ci în interesul național, așa cum prevede Constituția. Interes pe care, iată, nu îl definim prin legislație, cum făceam prin legea minelor din 1924 și își permite orice politician sau personaj care se află vremelnic la conducerea țării să îl ignore. Da, da, spuneați o chestie interesantă, că e nevoie, între altele, de un studiu independent. Acum depinde și cine îl comandă, nu? Până la urmă, și decizia efectuează. E politică. Să vedem ce se întâmplă în Germania, de pildă. Reprezentanții Ministerului Mediului propun, de pildă, interzicerea fracturii hidraulice în zonele bogate în apă. Din potrivă, geologii Ministerului Economiei și patronatul german dă răspunsuri, în sensul că Germania ar fi pusă într-o situație inferioară dacă ar avea o legislație dură, restrictivă în domeniu și consideră că ar trebui să se acorde întâietate interesului economic. Dar, în același timp, Parlamentul german spune că fracturarea hidraulică nu ar trebui permisă decât atunci când, citez, o modificare durabilă a calității apei poate fi exclusă în mod fără echivoc. Ca atare, poate că nu reprezintă pentru noi o prioritate absolută, stresantă, exploatarea gazelor de șist. Să vedem ce se mai întâmplă în celelalte zone ale Europei și să ne pregătim pentru abordarea acestui subiect, așa cum se cuvine, din punct de vedere legislativ, în primul rând. Pentru că asta este marele dezavantaj al nostru. Întotdeauna spunem că nu ne-am așteptat și reacționăm post factum. Deci e nevoie de o anumită perioadă de grație, să spunem. Fără îndoială. Și poate că cum o vedeți? Cam de câți ani e nevoie până să trecem la exploatarea propriu-zisă, dacă se va ajunge acolo? Este greu de dat o durată, dar eu cred că ar trebui, dacă se adoptă o soluție legislativă, să stabilim un fel de moratoriu, cum au cerut Grünen în Germania, sau cum au decis autoritățile în alte state ale Uniunii Europene, și să
pregătim terenul legislativ și în privința evaluărilor concrete de a trece la asemenea acțiuni concrete. Pentru că la momentul actual probabil că nu avem nici date suficiente în privința zăcămintelor, a dimensiunilor, acolo, da, a cantităților pe care le avem. Se dă adeseori exemplu Polonie, deci știți foarte bine că au fost reveniri, reevaluări în privința cantităților disponibile în zăcămintele respective. Numai Germania, de pildă, spune că ar avea o rezervă de 2,3 bilioane de metri cub de gaz de șist, dar la noi nu cunoaștem acest lucru. În același timp, nu putea să existe o evaluare internă proprie statului român în această direcție? Pentru că din moment ce dai pe seama unui actor străin care este interesat în exploatarea resurselor respective, se induce deja dubiul. El va fi interesat să cunoască într-un anumit fel, să evalueze rezervele, pentru că intrăm în jocul economic al prețului și una este când știi că o anumită rezervă de gaze, alta este când nu cunoști detaliile respective, iar la masa negocierilor, atunci când vei stabili condițiile contractului de concesiune a exploatării gazelor de șist, ne vom trezi că poziția românească va fi foarte slabă și nu vom fi în stare să ne exprimăm interesele economice așa cum se cuvine. Între timp, Agenția de Mediu din Vaslui a început procedura de evaluare a impactului explorării gazelor de șist. Aceasta este ultima mea întrebare. Explorare, aceasta ar fi de fapt prima etapă sau una dintre primele etape, dar ecologiștii sau unii ecologiști se opun chiar și explorării. Explorarea reprezintă, este adevărat, unele riscuri de impact asupra mediului, dar ele sunt minime. În același timp, însă, vă pun o întrebare directă. Credeți că are toate datele și puterea, capacitatea forței de specialitate și tehnologice agenția din Vaslui să ne ofere răspunsuri la asemenea probleme? Iată de ce eu zic, așa cum se întâmplă în Germania, acordurile și avizele de mediu se dau la nivelul landurilor și la noi asemenea avize ar trebui să fie date de minister și autorizația de guvern, pentru că este o problemă de interes național. Chiar această știre ne arată derizoriu în care este aruncată o asemenea problemă de o importanță extraordinară, atât ecologică cât și energetică. Și justul balans între interesul social, economic și ecologic și interesul național nu poate să fie realizat decât printr-o abordare serioasă care să aibă în vedere date concrete și puncte de vedere autorizate. Mulțumesc foarte mult pentru prezență. Lângă noi a fost președintele Universității Ecologice București, Mircea Duțu. Prin telefon l-ați auzit un pic mai devreme pe economistul Ionel Blănculescu. Gazele de șist, o să mai abordăm acest subiect și la alte ediții ale emisiunii Planeta Verde. Eu sunt Cosmin Ruscior, vă dau reîntâlnire lunea viitoare la ora 13:30. Până atunci, numai bine! Planeta Verde, emisiune realizată de Cosmin Ruscior și oferită de APA Nova. Tu faci Bucureștiul, nu uita!